Avem imagini de la căutările avionului care s-a prăbușit lângă Bacău. Chiar acum avem imagini, doamnelor și domnilor. Știm până în acest moment că aceste căutări continuă. Semnalul provine de la costumul pilotului, însă avionul încă nu a fost găsit. Detalii de la colega noastră Corina Matlinski, în direct legătură telefonică. Bună seara din nou, Corina! Bună seara! Sunt căutări în acea zonă de mai bine de 2 ore. Sunt acolo polițiști, jandarmi și inclusiv cei de la Salvamont, pentru că vorbim despre o zonă împădurită, greu accesibilă. De asemenea, elicopterul SMURD de la Iași a fost trimis în județul Bacău pentru a survola această zonă, pentru a vedea dacă vizibilitatea din aer face mai ușoară această localizare a aeronavei. Vă reamintesc că Romasa este cea care a dat alerta la 112 după ce a primit un semnal de pe dispozitivul SOS, de pe costumul unui pilot de avion ultra-ușor. Este un dispozitiv care se activează manual. Asta înseamnă că pilotul ar fi trebuit să fie cel puțin conștient în momentul în care a activat acest dispozitiv SOS. Romața a luat ultimele coordonate de pe acest dispozitiv și le-a trimis către echipajele de salvare, însă până în acest moment nu a fost găsită această aeronavă. Au fost trimise de asemenea acolo echipaje de descarcerare, echipaje de stingere, dar și ambulanțe SMURD. Deocamdată nu se știe nimic despre pilot, iar misiunea devine din ce în ce mai grea, mai ales că se întunecă, așa că vor fi căutări și la noapte, însă cu mult mai multe dificultăți. Îți mulțumim foarte mult, Corina. Vă reamintesc, doamnelor și domnilor, că zona este o zonă împădurită. E destul de dificil în acest moment operațiunea aceasta de căutare. Invitați